Cu mult timp înaintea nașterii orașului Craiova, la 12 km de vatra acestuia, în localitatea Cârcea, a fost identificat cel mai vechi sat neolitic din România. Așadar, debutul vieții sedentare și apariția primelor locuințe în Oltenia sunt dovedite de așezarea neolitică de la Cârcea, situată în punctul cunoscut de localnici sub denumirea de La Viaduct, datând de acum 8.000 de ani, așa cum declară cercetătorii istorici, directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche. Acum aproximativ 8.000 de ani, acolo s-a așezat prima comunitate umană care a început să își construiască locuințe de suprafață, nu bordeie îngropate în pământ, să modeleze lutul ca să realizeze vase ceramice și, de asemenea, această mică comunitate a început să-și contureze primele elemente ale vieții spirituale, primele credințe. Săpăturile arheologice din așezarea de la Cârcea s-au făcut din 1971 până în 2001 cu mici întreruperi, fiind zona cea mai bine cercetată din țara noastră, cu rezultate remarcabile. Aici au fost descoperite multe materiale arheologice de importanță excepțională. Săpăturile au scos la iveală un fragment din peretele unei locuințe care a adus în actualitate tehnica de construcție folosită acum 8.000 de ani. Lângă mine avem chiar o reproducere a locuințelor de acum 8.000 de ani de la Cârcea. Acestea erau ridicate oarecum într-un sistem tehnic asemănător cu cel din zilele noastre, cum folosim noi acea denumire de case din paiantă, o împletitură de nuiele încărcate cu lut și, după cum vedeți, pereții erau frumos decorați. De obicei era folosită culoarea roșie prin excizare. Începuturile modelării lutului și realizarea primelor vase ceramice pictate policrom din această perioadă sunt demonstrate de fragmentele de ceramică descoperite în zonă, dar și de cel mai vechi vas întreg de lut din țară păstrat la Muzeul Olteniei din Craiova. Vasul, lucrat manual, nu la roata olarului, pictat policrom, amintește de prima comunitate de agricultori din zona viaductului din această localitate. Cele mai importante realizări, așa cum am mai spus la început, este ceramica, modelarea lutului. În cadrul Muzeului Olteniei se află câteva fragmente ceramice pictate policrom. Oamenii au început să realizeze vase deosebit de frumoase, cu motive decorative deosebite. Chiar la noi, în Craiova, la Muzeul Olteniei, se află unul dintre cele mai vechi vase de lut întregi, un vas întreg descoperit în așezarea de la Cârcea, care are o vechime de aproximativ 8.000 de ani. Alături de cel mai vechi vas întreg de lut din țară, tot în perimetrul așezării neolitice de la Cârcea, s-a descoperit și dovada primei manifestări religioase de pe teritoriul României. Legat de viața spirituală și de ritualurile acestei comunități, v-aș putea spune despre primele manifestări ale ceremonialului funerar. La vremea respectivă, acum 8.000 de ani, oamenii decedați nu erau îngropați așa cum știm noi astăzi, conform cultului creștin. Craniile decedaților erau strânse și îngropate sub podeaua locuinței, sub podeaua casei, tocmai pentru ca cei în viață, care locuiau în acele case, să aibă sprijinul de-a lungul vieții, ajutorul strămoșilor. Chiar așa se numește și acest obicei funerar, cultul strămoșilor.
Așezarea de la Cârcea a evoluat de-a lungul timpului, locuirea fiind neîntreruptă și având un rol important în procesul de formare a orașului Craiova. Practic, putem să vorbim de o locuire neîntreruptă, aproape neîntreruptă, doar cu foarte mici pauze, încă de acum 8.000 de ani până în prezent și, bineînțeles, la un moment dat, această vastă comunitate umană identificată la Cârcea s-a extins și a ocupat și arealul municipiului Craiova. Cred că noi, craiovenii, datorăm foarte mult comunităților umane care s-au dezvoltat și au trăit în zona localității Cârcea. În prezent, așezarea poate fi vizitată, vatra fiind încă vizibilă la suprafața solului în vecinătatea localității Cârcea. Toate aceste comore ale spiritualității umane de acum 8.000 de ani, descoperite la Cârcea, se află la Muzeul Olteniei și pot fi vizitate oricând.